La capătul a peste 2 ani de pandemie, restricțiile au fost ridicate în majoritatea țărilor, iar numărul zilnic de infectări a fost tot mai scăzut. În ultima perioadă, însă, cazurile de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 au început să se mulțească la nivel național, dar și la Constanța. Incidența s-a dublat doar în curs de câteva zile. În acest moment, rata cumulată, dacă vorbim pe municipiu, este de 0,83, iar pe județ este de 0,51. În spitalele din Constanța sunt 6 pacienți internați cu COVID, toți pe secție. Nu puțin au fost cei pe care i-am găsit marți cu masca de protecție pe față. Această măsură nu mai este obligatorie de 4 luni de zile și totuși sunt constanțeni care vor să fie precauți. Pentru ei, pericolul nu a trecut. Deci virusul este extrem de periculos pentru toți oamenii. Chiar dacă simptomele sunt mai slabe și te vindești mai repede decât alții, rămâi cu sechele grave pe toată viața. Da, dar o port, n-am lăsat-o deloc. Nu. Dacă au început din nou să fie pandemie, normal că ne-e frică, suntem bătrâni. În timp ce unii se protejează cât pot, pentru alții pandemia nu mai reprezintă de mult un motiv de îngrijorare. În momentul de față vă mai este teamă? Nu. Sincer să fiu, nu mi-este teamă. Simt ca răceală. Cu o tuse, cu nimic altceva. Când ne temem, dacă e să fie, este. Noi ne facem datoria să ne vaccinăm și să... Eu așa consider că vaccinarea e un lucru bun. Reprezentanții unităților medicale din județ îi sfătuiesc pe toți cei care sunt diagnosticați pozitiv cu COVID-19 să se prezinte la centrul de evaluare. Recomandarea este în primele 5 zile de la diagnostic pentru cei care sunt vaccinați și în primele 7 zile de la diagnostic pentru cei care nu sunt vaccinați să vină la centrul de evaluare, care funcționează în curtea spitalului, într-o structură modulară amenajată special în acest sens. În ceea ce privește imunizarea, de când s-au închis centrele din județ, campania de vaccinare a scăzut dramatic la Constanța, iar administrarea celei de-a patra doză de vaccin împotriva COVID-19 este departe de așteptări. În ultima lună, dacă vorbim de luna iunie, în județul Constanța sunt aproximativ 250 de oameni care s-au imunizat cu doza a patra. Medicii de familie, singurii care încă mai vaccinează după ce toate centrele din județul Constanța s-au închis, recomandă prudență și responsabilitate în ceea ce privește măsurile sanitare. Cred că este bine să fim prudenți și să încercăm în continuare să ne protejăm. În spațiile închise ar fi bine de purtat măști. Deci la medic, în policlinici, în clinicile medicale, în spitale, în cabinete, eu zic că este foarte indicat. De asemenea, ministrul Sănătății Alexandru Rafila a declarat luni că vor fi puse din nou în funcțiune centrele de testare COVID din cauza numărului mare de cazuri care s-a dublat față de săptămâna trecută.